nu trebuie neapărat să-ți placă lucrurile care se întâmplă. Ceea ce este însă absolut obligatoriu este să nu mai opui rezistență și să te adaptezi la noua paradigmă. Și asta de ce? Pentru că rezistența în fața schimbării cere foarte multă energie. Energie care poate fi cheltuită mult mai bine în altă parte. Rezistența cere mai multă energie decât adaptarea la o nouă realitate. Pe de o parte și pe de altă parte este foarte clar că nu te poți împotrivi istoriei. Noi ne aflăm într-o perioadă de evoluție și transformare extrem de accelerată. Ne ajustăm la o paradigmă nouă și chiar dacă nu pare așa, după toate evenimentele negative în lume în ultima vreme, de fapt, în tabloul de ansamblu avansăm și evoluăm. Potrivit tuturor analizelor, și m-am uitat pe foarte multe analize din multe puncte de vedere, ne aflăm într-un moment esențial al istoriei, în care se pun bazele marilor schimbări care vor însemna viitorul nostru pe această planetă. Ei bine, din aceleași analize, afilierea și network marketingul face parte din acest viitor. Și prin intermediul lui facem și noi parte din acest viitor. Iar multe dintre lucrurile pe care le discutăm vor veni cu toată informația de care o să aveți nevoie pentru a înțelege ce este, cum funcționează și ce potențial enorm are afilierea și network marketingul de a schimba complet lumea de mâine, atât pentru noi în mod individual, dar și pentru fiecare în funcție de influența pe care o are în jur a grupurilor din care faceți parte. Potențialul cu care vine afilierea și network marketingul vine pentru că oferă mijloace credibile și eficiente atât pentru eliminarea intermediarilor, iar asta e o luptă enormă în economia mondială, cât și pentru reducerea radicală a costurilor de tranzacție. Și asta o știm de când am pornit acum 25 de ani, astea erau argumente cheie atunci, acum sunt fundamentale. Pentru transformarea firmelor în rețele, lucrul ăsta se întâmplă în toată lumea, pentru distribuirea și redistribuirea puterii economice și pentru a face posibilă crearea bogăției și a unui viitor mai prosper pentru mase largi de oameni. Ei bine, rezolvarea paradoxului prosperității este dată de fapt de incluziunea economică și de antreprenoriat. Economia globală este în creștere. Dar cei care beneficiază de ea sunt foarte puțini, iar inegalitatea socială este în creștere și ea. În același timp, excluziunea financiară și economică este un fenomen foarte îngrijorător și din multe direcții omenirea încearcă să facă față acestor provocări. În aceste condiții, afilierea și network marketingul poate oferi oamenilor o identitate antreprenorială. Chiar și celor care nu au în prezent acces la oportunități. Iar identitatea antreprenorială le va oferi o serie de oportunități financiare, economice și de dezvoltare personală unui număr de oameni care nu participau până acum la economie altfel decât ca salariați. Așa că afilierea și network marketingul devine o utilitate cu ajutorul căreia indivizii pot crea valoare și plus valoare și să obțină venituri prin modalități netradiționale. Sunt și alte aspecte care sigur că s-ar putea să nu se vadă foarte bine dacă lucrurile nu sunt privite în ansamblul lor, și anume că, de exemplu, afilierea și network marketingul ar putea însemna o nouă eră pentru democrație. Pentru că prin apartenența la o astfel de oportunitate, oamenii respectivi încep să devină activi, încep să voteze și să voteze cu capul lor. Iar asta s-ar putea dovedi un lucru absolut spectaculos. Pe de altă parte, eliberarea culturii organizaționale și individuale din afiliere și network marketing, cel puțin așa cum îl practicăm noi și așa cum am discutat la întâlnirea din noiembrie. Asta e o veste care ar trebui să bucure auzul oricui. Dacă analizăm modalitățile prin care afilierea și network marketingul i-ar putea ajuta pe oameni să beneficieze la maxim de pe urma talentului lor,
Prin eliminarea intermediarilor și a cheltuielilor inutile, lucrul ăsta ar putea să însemne chestiuni absolut spectaculoase. Aș zice că asemănătoare cu banda rulantă a lui Ford. Drumul pe care îl parcurg produsele de la producători la consumatori în momentul de față este foarte complicat. Și pe acest drum, care e format din, noi știm, din producători, din angrosiși, retailer, spații de depozitare, reclamă, marketing, distribuitori, agenții, în toată chestia asta producătorii sunt ultimii plătiți. Și consumatorii simt consecințele acestui drum alambicat prin prețul plătit pentru produsele lor preferate. Mă uit câteodată, am văzut câteodată la știri, pe jurnaliștii respectivi se duceau pe piață și ziceau: aoleu, păi da, cum adică produsul ăsta la producător a costat doar 10 lei și aici îl cumpăr cu 50, cu 60, cu 70? Da! Exact din motivele pe care le spuneam acum, iar aceste motive nu mai sunt prezente în afiliere și network marketing, cum este și cazul nostru în Emoi. Iar afilierea și network marketingul vine cu un ecosistem nou care are niște caracteristici ce lipsesc majorității sistemelor de distribuție actuale și care simplifică considerabil lucrurile. Și trebuie să ținem cont și faptul că sursa de inspirație pentru toate sistemele actuale de network marketing, de afiliere sau cum vreți să le luați, a oferit-o ghiși cine? Corporația Emoi. Cine s-a bătut pentru aceste modele de afaceri? Corporația Emoi. Cine a încercat să-și găsească parteneri cât mai buni și care să se poată dezvolta personal, care să poată să învațe o grămadă de lucruri, care să înțeleagă societatea în care se află? Corporația Emoi. Pentru partenerii acestui nou mod de distribuție, toate aspectele vieții lor se vor îmbunătăți. Și altfel va arăta viața lor privată, libertatea de expresie și libertatea financiară. Și de aici eu personal întrezăresc și zorii educației care vine dinspre astfel de domenii. Sigur că sunt și dificultăți de implementare a afilierii și network marketingului care trebuie depășite pentru ca promisiunile acestui model să se împlinească. Și una dintre cele mai mari probleme în momentul de față este aceea că modelul este puțin înțeles. Și este greu înțeles pentru că e altfel. Pe de o parte, și pe de altă parte pentru că toate sistemele de lucru până la noi erau empirice. În acest moment noi lucrăm cu teoria rețelelor, folosim studii de psihologie, de dinamică socială. În plus, comunicarea, care este esențială în acest model, e la îndemâna oricui, prin intermediul platformelor de comunicare și social media. Ceea ce se reușește în afiliere și network marketing este, pe de o parte, democratizarea informației, dar și democratizarea valorii, a plus valorii, impunerea meritocrației ca etalon. În Emoi, în modelul nostru de afiliere și network marketing, singurul mod în care ajungi să te situezi într-o anumită poziție este bazat pe meritele tale, pe nimic altceva. Și care duce la democratizarea independenței financiare. Modelul a schimbat standardele de calitate. Și de aici vine și, ăsta este principalul motiv pentru care modelul acesta unora nu le place. Eu vorbesc aici de concurență. Pentru că Emoi și nu numai Emoi, și alte corporații care sunt în această industrie, au venit cu standarde de calitate extrem de sus. Iar ei nu pot să țină pasul cu aceste standarde de calitate. Vine cu produse ecologice, biodegradabile, cu produse extrem de economice. Modelul a venit și cu un model de consumuri energetice pe bază de energii regenerabile și de materii prime care provin din ferme sustenabile. Emo este unul din liderii producători care reușesc să producă cu consumuri energetice în procent foarte mare care vin din energii regenerabile. Iar planul EMO este să ajungă ca din ce în ce mai mult și după nu foarte multă vreme să se bazeze numai pe energii regenerabile. Suntem în top
din toate punctele de vedere. Iar așa cum analizele oamenilor serioși, adică economiștilor mari, analiștilor economici, care studiază acest fenomen, afilierea și network marketingul, aceștia afirmă că este una din cele mai importante invenții din istoria sistemelor de distribuție. Iar lucrul ăsta mă face să mă gândesc că ne aflăm într-unul din acele momente, din punct de vedere al istoriei tehnologiei, economiei, societății, în care limita este cerul. Dacă există însă vreun subiect care ar trebui demistificat, este că trebuie să facem lucrul ăsta cu acest model al nostru de afiliere și network marketing. Și în acest lucru ar trebui să fie surprins entuziasmul, potențialul și importanța acestui subiect pentru toată lumea. Afilierea și network marketingul navighează în acest moment pe un val tehnologic extrem de radical. Și așa cum a făcut-o de atâtea ori, acest model se află chiar pe val. E o excursie extraordinară. Revoluția din domeniul nostru este un amestec strălucit de știință, de istorie, de tehnologie, sociologie, psihologie și care abordează toate aspectele. Este o invenție care în timp se va dovedi la fel de memorabilă precum inventarea tiparului. E clar că în acest moment mulți nu reușesc să vadă lucrul ăsta pentru că se împiedică în detalii. Cum se zice, văd doar niște frunzulițe căzute, dar nu văd pădurea și forța ei. Revoluția afilierii și network marketingului funcționează, de fapt, în acest moment pe post de atlas pentru lumea prosperității democratizate și a meritocrației. Va deveni etalon în acest sens. Și folosind peisajul actual și iluminând în același timp un drum care merge tot înainte către un sistem global mai echitabil, mai eficient, mai conectat, mai curat. Epicentrul încrederii este pe cale să se disperseze prin democratizare. Narațiunea definitivă a posibilităților revoluționare oferite de acest sistem descentralizat este că el creează încredere, nu peste noapte. Dar prin efortul fiecăruia dintre voi, lucrul ăsta se va întâmpla. Revoluția acestui model este un manifest edificator și are o importanță deosebită pentru era digitală a informației, a cunoașterii și comunicării. Rămâne de văzut dacă societatea e pregătită să intre în această nouă eră. Dacă noi suntem pregătiți să luăm pe umerii noștri povara ducerii către cât mai mulți oameni a acestor mesaje, care se bazează pe deschidere, pe merit, pe descentralizare și participare globală. Eu zic că este istoric și depinde de fiecare dintre noi, ca fiecare dintre noi să intre în această istorie. Personal, mi-a plăcut foarte mult prezentarea de aseară a noului produs Vision Plus. Îl experimentasem, încă n-aveam foarte multe zile, pentru că mai aveam din produsele dinainte și încercam să le utilizăm, dar după primele pastile pe care le-am luat, și eu, și Ildi a spus foarte bine, și eu am simțit o diferență. Eu sper ca fiecare dintre voi să simtă această diferență și să vă îmbunătățească vederea, dar să vă îmbunătățească și viziunea.